Bună ziua, dragilor, iată aici 8 desasfaltare. Se asfaltează. Și să vedem și noi cum se face asfaltarea. Se circulă pe o singură bandă. Partea altă de pete. Deci? Hai, mă, pata-i baza. Câți centimetri are? Nu vă spărați. Grosimea asfaltului. Ce grosime are? Trebuie să trecem noi, da. Nu vrea lumea să vorbească cu noi. Nu vrea, doamne. Nu știu de ce, da. Lumea nu e cooperantă. Și ne întrebăm de ce se deformează așa repede covorul asfaltic. Și haideți să vedem, ne riscăm puțin viețișoarele, dar cât este de gros. Ia, haideți să vedeți, fraților, deci cam asta este grosimea. Dar nu putem pune 3 degete, cam tot 2 degete. Pe 2 degete, nu-i voie? Păi de ce? Grosimea are? Grosimea cât e? Păi cât e grosimea? Păi de ce? Păi noi vrem să vă felicităm! 2 degete! 2 degete, atât are? 4 centimetri? Da, sunați la poliție, da, am vrut să vă sunăm! Sunați la poliție! Asta. La 1-2. Deci da. Deci, domnule, ne amenință că sunem la poliție, dacă Gata. Deci ați văzut, dragilor, cam cum se asfaltează pe la noi, pe la Râmnicu Vâlcea, pe aici. E un infern traficul. Și zice că sunt 4 cm, 4 cm este. Covor asfaltic de 4 cm, după cum ne-a spus domnul. Sunt și eu curios să vedem dacă sunt 4 cm. Și măsurăm aproape 3 degete. Deci aproape 3 degete, dragii mei. Să vedem ce înseamnă 3 degete. Pe aici se circulă cu camioane de 24 de tone. Oare ține acest covor asfaltic de 3 centimetri, 2 degete, dragii mei. Cu aproximație de 2 degete jumate, cam așa. Ce putem să spunem decât că nu știu cine semnează actele, dar nu ia bună. Și oamenii foarte recalcitranți, că parcă ascundeau ceva, nu să se bucure. Da, nene, uite ce facem construcție.
situația țării. În fine, vă lăsăm. Octombrie 2022, cum spune și bine.